Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit la prima ediție a emisiunii Școala Gorjeană de după vacanță. Ne-am întâlnit și în această vară, dar acele au fost emisiuni, un fel de best of emisiuni din spate, emisiunile care ni s-au părut nouă mai relevante în ultimile luni dinainte de vacanță. Normal, și școala a fost în vacanță, încet încet ne apropiem de un debut de an școlar. Școala începe mai devreme în acest an, începem cu 12 septembrie, deci practic copiii vin la școală în 12 septembrie și de fapt în școli începe cam fiecare an la 1 septembrie sau, și o să vedem că avem invitat unul dintre directorii de școli din județ, de regulă anul școlar, nu prea există o diferențiere între fostul și nou an școlar, practic ele se întrepătrund, iar pregătirile încep cu mult mai devreme. Avem plăcerea să revină în studio domnul profesor Marius Buzerea, directorul Colegiului Tehnic General Gheorghe Magheru, căruia îi spunem bun venit. Bine v-am găsit dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Mai întâi, ați avut vacanță? N-am prea avut vacanță, dar așa cum spuneți dumneavoastră, într-adevăr, un an școlar, anii școlari la noi, cel puțin la licee și în special la liceele tehnologice, se întrepătrund. Practic, când abia începi anul școlar, n-a pus să faci o lună, două și deja începi pregătirea pentru următorul an școlar, te gândești că ce profile și ce specializări vei școlariza, ce alte noi specializări eventual mergi pentru autorizare, pentru acreditare și așa mai departe. Deci, într-adevăr, anii școlari se întrepătrund, iar dacă vrei să ai cât de cât rezultate, atunci trebuie să te gândești cu cel puțin un an înainte ca să faci un anumit pas. N-am prea avut, ca să revin la întrebare, n-am prea avut vacanță, ca și de altfel toți colegii mei, de la licee, în special de la liceele tehnologice, aici este o problemă. Se termină undeva spre sfârșit de iulie anul școlar. Da. În caz că mai aveți și proiecte, cum e situația la Magheru, situația se complică în sensul că se fac și în august diverse situații și practic cu mai devreme de 1 septembrie încep pregătirile pentru nou an școlar. E corect ce spun? Exact. Practic anul școlar se termină, ultimii elevi finalizează cursurile și mă refer aici în special la stagiile de practică la agenții economici undeva după 18 iulie, după care începe perioada de validare a rezultatelor, de încheiere a situațiilor, iar de analiza lor și practic n-a pus să nu se termină luna iulie, asta înseamnă maxim 10 zile, când începe perioada de corigențe pentru elevii de clasa 12-a, după care înscrierea lor la examenul pentru a susține examenele de competențe profesionale, pentru a-și lua acel atestat profesional, iar după aceea înscrierea imediată pentru a susține examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă. Și din momentul imediat următor încep examenele de situații neîncheiate, diverse examene pentru elevii care se transferă de la o școală de altă, la unitate la alta, de la o specializare la alta și după aceea examenul de corigență și asta este practic, este totul continuu, nu prea există fracturi, să spui că în perioada te poți lăsa mai moale sau te poți destresa, totul este continuu, uniform. Să spunem că și pentru copii e cumva elevii de clasa 12-a care n-au reușit în prima sesiune, se află în plin examen. Astăzi da. A avut loc proba, cea a doua probă scrisă, matematică sau istorie și va mai urma una vineri, din a doua ediție a bacalaureatului din acest an. Dar pentru că am vorbit de bacalaureat, care a fost, că doar acolo avem rezultatele, care au fost rezultatele în prima sesiune la liceul pe care îl conduceți? Noi ne putem declara nu mulțumiți, dar relativ mulțumiți, dacă pentru că avem un procent de peste 70%, ceea ce în rândul liceelor tehnice ne plasează foarte bine. E un rezultat foarte bun, da. Iar poate noi am fi sperat la un rezultat mai bun, dar spun că și din punctul ăsta de vedere
noi de la Magheru, profesorii, nu-l vedem chiar ca o reușită. În schimb, dacă comparăm cu rata de promovabilitate, să zic o medie pe liceele tehnice sau inclusiv cu rata de promovabilitate sau cu media de promovabilitate pe județul Gor sau pe țară, eu zic că este un procent bun. Sperăm ca, pentru că avem destui elevi care au picat la medie, n-au reușit, au promovat toate probele, dar n-au reușit să ia media de 6. Avem inclusiv elevi care au promovat, au picat cu 5,99. Sperăm ca în această etapă să crească acest procent. Repet, pe o parte, din afară poate fi văzut ca un rezultat bun, dar noi credem că se putea și mai bine. Am înțeles. Și poate acest, să zicem, rezultat va fi cumva corectat în sus, având în vedere cea de-a doua sesiune. Eu cred că da, cu siguranță se va întâmpla acest lucru. Oricum, de aici încolo, analizele pe care le vom face la nivel de catedră, la nivel de fiecare profesor, la nivel de unitate, cred că de noi că vom lua acele măsuri ca pe viitor să creștem un piculeț acest procent. A fost și bacalaureatul, dar a fost și admiterea în liceu. Admiterea. Cum a decurs această etapă din viața liceului? Această etapă, așa cum observați, am sărit-o în expunerea de mai înainte. Într-adevăr, 2 săptămâni am avut și admiterea la clasa a noua. Elevii la clasa, toate clasele propuse de noi au fost ocupate în proporție de 100%. Din câte știu eu, acum mai sunt doar 2 sau 3 locuri libere la resurse naturale și mă refer de 2 sau 3 elevi care au plecat în străinătate, dar locurile noastre s-au ocupat în procent de 100% din prima etapă, ceea ce înseamnă că este un punct bun, un plus pentru liceul nostru. Și printre puținele licee tehnice care n-au rămas cu locuri libere după prima sesiune. Da, din punctul ăsta de vedere stăm bine. Dacă mă gândesc bine, nu cred că este altul la nivel de Târgu Jiu, din liceele tehnologice, repet, care să fi făcut complet. Au mai rămas cu locuri libere. Da, la liceele tehnice nu avem... este bine că ne-am făcut tot planul de școlarizare propus. Asta înseamnă că profilele noastre sunt apreciate și mai mult munca dascălilor de la Liceul Maghiru este apreciată. Înseamnă că oamenii au încredere că putem asigura o educație de calitate care să le dea șansa mai departe să se îndrepte eventual către o meserie sau să-și continue studiile către domeniul universitar sau post-liceal, și atunci pentru noi este o bifă albă, e un lucru bun și ne dă încredere să continuăm pe aceeași direcție. V-ați făcut ca și liceu fundația de lângă liceu, care funcționează în Fundația Cultura Științifică General Gheorghe Magheru. Sunteți lideri în proiectele, în derularea unor proiecte europene, cele pe Erasmus în general. Aici, cu fundația, trebuie să spun că noi, profesorii mai tineri care suntem acum la liceu, nu avem absolut niciun merit. Am văzut o oportunitate în moștenirea care ne-au lăsat-o colegii noștri mai vechi de la acest liceu. Practic, colegii noștri prin mai vechi, unii dintre ei, din păcate, au trecut în neființă, și mă refer aici în special la domnul Bunoi, la domnul Cârstoiu și la mulți alții, au întrezărit în că foarte multe lucruri în domeniul școlar se pot realiza dacă organizezi anumite activități printr-un ONG. Și mă refer aici la activități culturale, la activități sociale, activități prin care să realizezi un sprijin umanitar pentru cineva, pentru elevii aflați în dificultate, pentru elevii aflați în situația de abandon școlar. Și atunci ei s-au gândit să înființeze această fundație. Cred că a fost prima la nivel de Gorj, înființată imediat după Revoluție, cred că prin 92, și este una dintre primele din țară după Revoluție.
Iar faptul că am avut această fundație, n-am făcut altceva decât să beneficiem de moștenirea pe care ne-au lăsat-o dumnealor. Și să o ducem un pic înainte. Și într-adevăr, chiar acum, am derulat mai multe proiecte prin fundație, prin intermediul fundației, dar chiar acum derulăm un proiect prin intermediul fundației, unul, credem noi, foarte interesant, prin care încercăm să cooptăm elevi și să îi pregătim cu ajutorul actorilor de la Teatrul Dramatic Elvira Codeanu în a deprinde și a cunoaște un pic arta dramatică, de a se obișnui cu scena, astfel că în parteneriat cu mai multe instituții din mai multe țări din Europa, vreo 5 țări din Europa, derulăm acest proiect. Următorul pas în acest proiect, cred eu că va fi unul destul de interesant, prin care 5 elevi de la Maghieru vor merge în Polonia, unde alături de 5 elevi de la un liceu polonez și 5 elevi de la un liceu din Spania vor pune în scenă un spectacol de teatru în limba engleză. Mai departe, spectacol care va fi filmat și va fi difuzat în mai multe țări, pentru că în proiect suntem mai multe țări partenere, dar doar 3 licee sunt, pentru că practic liceul a accesat acest proiect prin intermediul fundației. Nu putea să acceseze direct liceul. Dar activitățile sunt făcute pentru elevii liceului și pentru dascălii liceului. Astfel că cum vom începe școala, vom începe preselecțiile pentru elevii care cochetează cu teatrul, astfel încât și cu limba engleză, bineînțeles, astfel încât să putem să ne prezentăm foarte bine la acest pregătirea acestei piese de teatru. Aici piesa va fi pusă în scenă, actorii vor fi 15 elevi din 3 țări, iar regizorul va fi un actor, și mă refer la domnul Cristinel Dobran de la Teatrul Dramatic Elvira Codeanu. Da, interesant proiect. De fapt, dacă mă gândesc bine, am mai vorbit despre el, ca și faptul că debuta, atunci era la început, iată că acum este în plină desfășurare acest proiect. Aveți, cum spuneam, sunteți cumva lideri pe proiecte europene, atât pe colegiu, cât și cu fundația. Cum spuneați, ați amintit un proiect, mai sunt și altele în derulare, da. Sau le-ați derulat deja, sau sunt deja sunt, în faza sunt, de... diferite etape. Da, aș vrea să discutăm puțin, pentru că mie mi se pare, adică pentru cei care, să zicem așa, au avut vacanță, nu neapărat cazul celor de față, dar în general, poate li se pare ciudat că niște elevi, și în cazul ăsta de la Maghieru, au fost până târziu în iulie plecați în practică în Portugalia de data aceasta. Evaluările lor, practic, abia acum s-au terminat ca să aibă o situație în catalog, deci suntem cu cât 2-3 săptămâni înainte de debutul, de sunetul primului clopoțel. Nu mai vorbim de debutul calendaristic al anului școlar, care se face tot la 1 septembrie. Da, acum trebuie spus că anul școlar se termină totuși pe 31 august. Deci până atunci se pot încheia situațiile. E drept, nu e vorba de copii care să aibă probleme cu școala, este vorba de copii care se descurcă foarte bine la învățătură, cunosc bine limba engleză sau, mă rog, la un nivel destul de ridicat, astfel că ei au participat la un proces de selecție în cadrul unității noastre, după aceea au participat la aproape un an de zile la un proces de pregătire lingvistică și pedagogică, la fel în cadrul unității noastre cu profesori care i-au pregătit special pentru acest proiect, astfel că să-și îmbunătățească semnificativ competențele lingvistice, iar să înțeleagă un piculeț și faptul că acolo școala e un pic diferită decât este la noi. Iar după aceea, elevii au plecat, într-adevăr, până la sfârșitul lunii iulie,
Aici, de ce așa târziu? Pentru că elevii trebuiau să parcurgă întreaga materie, astfel încât nu puteau să plece la începutul anului școlar sau undeva aceste proiecte, în special aceste proiecte, care sunt, am avut și pentru clasa 10, așa cum un pic mai devreme, dar pentru clasa 11 trebuie să fie, așa cum prevede, cum prevăd statele de pregătire profesională, undeva către partea de final a anului școlar. Oricum trebuie spus că ei terminau școala oricum undeva pe 11 sau 12 iulie, deci n-au întârziat foarte mult în Portugalia. Nu, chestia că în afară de asta, echivalările și toate celelalte s-au Absolut. făcut în luna august, practic, nu? Absolut. După ce calificativele, de fapt, sunt tot note, sunt tot note, numai că sunt un pic diferite decât notele pe care le știm noi în sistem de la 1 la 10, ei folosesc un sistem de la 1 la 20 și atunci punctajele obținute acolo, să le zic așa, că mai corect ar fi punctajele, sunt luate din în baza unui memorandum, toate lucrările date de elevii acolo, baremele folosite, toate hârtiile sunt, este un ordin care, o metodologie foarte clară în acest sens, sunt analizate de catedra tehnică. După ce sunt analizate, se dă acceptul că sunt recunoscute, iar după aceea intră în Consiliul Profesoral și în ultima fază în Consiliul de Administrație și mai departe către Serviciul Secretariat pentru a fi trecute în catalog. Și numai în momentul acela se încheie media pentru disciplina respectivă și tot atunci se încheie și media generală, elevul fiind doar acum, în momentul de față, elevul fiind declarat promovat și practic și-a încheiat anul școlar. Din 31 poate să treacă liniștit în anul școlar următor. Este într-adevăr un proces birocratic destul de alambicat, destul de complicat, dar ne-am obișnuit cu el, aproape în fiecare an, nu, aproape în fiecare an îl parcurgem. Și cred eu că e un lucru foarte benefic pentru că elevii noștri pot lua contact și cu un alt sistem de învățământ, pot ajunge și vedea cum se pregătesc alți elevi, pot vedea cum arată o altă piață a muncii care, de ce nu, să se pregătească pentru ea. E un pas Da, mare pentru de ei. fiecare dată am curiozitatea când am mai discutat despre proiecte, cu cazul liceului, Colegiului Tehnic General Gheorghe Maghieru, cazul altor licee care derulează asemenea proiecte. Care-i comportamentul sau cum este apreciată prestația elevilor români de către partenerii străini? Păi aș vrea să vă spun că anul ăsta, anul trecut, cred că la dumneavoastră emisiune eram când elevii de la Protecția Mediului, după evaluarea la Institutul Dr. Ricardo Jorge din Portugalia, unul din Sabona, foarte prestigioase la nivelul Europei, la nivelul întregii lumi, un institut cu mari rezultate, și cu putere financiară foarte mare. De exemplu, acum dezvoltaseră într-un an de zile un nou laborator, undeva izolat acolo, și acum acolo făceau teste pentru virusul Zika. Și tot acest laborator și dotare se făcuse într-un singur an de zile. Lucru care pentru noi deja ne... Adică nu ne vine să credem că se pot găsi atâtea fonduri pentru a investi într-un singur an să dezvolți un institut de la zero. Și atunci vă povesteam că anul trecut, când am fost cu elevii de la Protecția Mediului, la finalul evaluării la acest institut, am avut surpriza ca cercetătorii de acolo să spună că grupa de anul trecut este de departe cea mai bună grupă care au avut-o ei, și elevi portughezi și elevi străini care să le fi călcat pragul. Iar tot timpul am crezut că un astfel de rezultat va fi greu de atins. Ca anul acesta să am aceeași surpriză
cu elevii de la Tehnicia de Analize Produse Alimentare, când copiii s-au prezentat extraordinar. Au făcut, aș putea spune, chiar un pic de senzație în modul în care s-au prezentat și prin modul în care au vorbit limba engleză. Iar la final, ce să spun, că am avut și un pic emoții, pentru că la această grupă, coordonatoarea departamentului, o persoană care a fost premiată anul trecut cu medalia de aur din partea Uniunii Europene pentru cercetările în domeniu, a venit în prima zi la institut și ne-a spus că la evaluare, în ultima zi la evaluare, va fi acolo pentru că vrea să vadă, să aibă un feedback de la elevi. Și că a ales această grupă pentru că a auzit vorbindu-se frumos despre noi de la Liceul Maghieru. Astfel că la final am avut-o în mijlocul nostru și am avut surpriza să se vorbească la fel, în termeni foarte frumoși despre noi, despre elevi, despre modul de comportare, despre modul în care s-au dat silința să-și rezolve, să-și ducă la bun sfârșit, dar și au fost apreciate foarte mult cunoștințele elevilor și nivelul lor de pregătire. Astfel că pentru mine este o mare bucurie că de către al doilea an consecutiv elevii sunt apreciați la un nivel foarte înalt iar la final au ținut neapărat ca să se fotografieze cu elevii, să pună în Carta de Aur a institutului, ceea ce pentru noi este o mare mândrie. Dacă anul trecut am primit o scrisoare de felicitare de la directorul institutului, probabil și în anul acesta așteptăm acea scrisoare prin care să ne felicite despre modul în care s-au comportat elevii noștri. Deci, încă o dată, vreau să subliniez, învățământul românesc, marea lui parte, și în cazul Colegiului Tehnic General Gheorghe Maghieru este deja și o experiență mai deosebită, se încadrează, sau elevii de la noi nu sunt deloc mai puțin pregătiți decât elevii, în cazul nostru, din Portugalia sau alte țări. Nu. E acolo unde, de exemplu, acum la final nu mai erau în acel institut elevii portughezi. În schimb, erau elevi, grupuri foarte mici, 2-3, din mai multe țări din Europa, din Germania, din Spania, din Italia, din Franța. Și erau și foarte mulți doctoranți care își făceau lucrările. Așa că elevii noștri au avut de la cine să învețe. Oricum, aici trebuie să vă spun că doar în ultimii 2 ani, între elevii care au fost în aceste proiecte, avem copii care au luat 2 medalii de argint, una de aur și o mențiune la faza națională a disciplinilor de profil, ceea ce pentru noi este o mare mândrie. Și asta înseamnă că atât la școală, dar și și practica pe care i-au realizat-o acolo și pregătirea teoretică s-a realizat la un nivel foarte înalt. De fapt, ultima evaluare care s-a realizat la liceul partener nou de acolo, din Lisabona, directorul adjunct, care de specialitate, la finalul evaluării a ținut din nou să ne felicite pentru modul în care s-au comportat elevii și pentru cunoștințele pe care le au. Deci eu cred că elevii noștri, oriunde s-au dus, au făcut o bună imagine învățământului gorjean și, de ce nu, țării noastre. De fapt, chiar pe site-ul liceului nostru, unde se află și link-ul către site-ul proiectului, avem o grămadă de fotografii în care apar cu elevii noștri cu profesori și cercetători de la acel institut. Da, având în vedere că noi nu le-am putut prezenta astăzi, deși le avem și noi acele fotografii din rațiuni tehnice, dați și adresa site-ului ca telespectatorii care sunt interesați să poată vedea totuși acele imagini. Este foarte simplu, se poate intra pe site-ul liceului și de acolo sunt toate site-urile pe care le derulăm în acest moment. Site-ul liceului fiind? Site-ul liceului fiind www.cerc.ro
ctgm.ro, adică Colegiul Tehnic Gheorghe Macheru.ro, ctgm.ro. Okay. Și puteți găsi acolo acele imagini. Da. Am putea vorbi cu siguranță de proiecte, mai ales că aveți foarte multe în derulare, să zicem așa, le-ați finalizat pe unele, probabil urmează altele, în așteptare. Cu siguranță am vorbit foarte mult despre ele. Ne rezervăm asta să mai vorbim în această toamnă și despre proiecte și vorbim de pregătirile de an, de nou an școlar și dintr-un anumit motiv, aș vrea să vă cer părerea. De curând a apărut... Ministerul Educației pune mare accent în ultimul timp, inclusiv președinția României, pe învățământul dual. A apărut o nouă metodologie, se vorbește de învățământul profesional și într-un alt, se dă o mai mare atenție acestui segment. Cum vedeți dumneavoastră aceste schimbări care se prefigurează să intre începând din acest an școlar sau din anii următori? Asta e prima întrebare. Iar a doua, există acel proiect anunțat cu surle și trâmbițe rose, cred că se numește, care să îmbunătățească rezultatele la examenul de bacalaureat, tot în liceele cu profil tehnologic în special, dacă am înțeles bine. Ce ne puteți spune despre aceste lucruri? Se leagă cumva de începutul de an școlar. Da. Acum, faptul că sunt la un liceu tehnologic, trebuie să spun că... cred că o țară nu poate să se dezvolte fără învățământ tehnic, fără învățământ tehnologic. Că, până la urmă, nu putem, nu toți elevii, ce ne-am face dacă toate liceele ar fi licee teoretice. Trebuie să avem și industrie. În mod normal, este prevăzută o proporție 40 teoretic, învățământ teoretic, 60% să fie învățământ profesional și tehnic. În unele țări din Uniune e chiar 30-70? Da, 30-70. Pe undeva pe acolo, da. Da, acum, într-adevăr, noi trebuie să ne îndreptăm către partea aceasta în care să dăm o mai mare atenție învățământului profesional. Acum ne aflăm într-o situație destul de destul de dificilă, pentru că au trecut... Într-adevăr, liceele tehnologice 89 au avut o bază materială, o bază tehnică destul de bine pusă la punct și avea fiecare în spate un agent economic pentru care furniza forța de muncă, dar nu neapărat pentru acea instituție, că probabil elevul putea merge și în altă parte, dar acel agent economic îl ajuta să pregătească elevul la un nivel destul de înalt, astfel încât să nu aibă nicio problemă. Acum, vedeți, elevul atunci, poate dacă nu vroia să meargă la agentul economic care răspundea, să zic, de pregătirea lui, care a atașat liceului, sau liceul era atașat agentul economic, acum elevul, chiar dacă face practică la un agent economic, nimeni nu-l obligă ca el să lucreze la acele agente economice sau de ce să nu plece în București sau de ce să nu plece în străinătate. Și atunci, dacă înainte nu era nicio problemă, dacă va lucra la acest agent economic sau la un altul, acum, chiar dacă pregătește un... Și problema asta nu e numai la noi, problema asta e în toate țările, pentru că agenții economici sunt din ce în ce mai reticenți, ei îl pregătesc, chiar la final elevul pleacă la un alt agent economic și de ce nu într-o altă țară, e o piață a muncii comună. Și atunci, dacă ținem cont și de faptul că agenții economici sunt din ce în ce mai puțini, învățământul profesional și tehnic are anumite probleme, pentru că legislația nu este cea mai bună, în special mă refer aici la agenții economici, pentru că îi forțează oarecum, le forțează, să zicem așa, în ghilimele, mâna cu acel contract pentru, mă refer aici doar, nu mă refer la învățământul profesional, mă refer strict la învățământul liceal tehnologic, învățământul liceal tehnic. Agenții economici sunt un pic reticenți să semneze acele parteneriate. Iar mai departe, această problemă se răsfrânge mai mult în activitatea lor.
Acum și dumneavoastră sunt o grămadă de studii care, prin care se analizează, sunt chestionați agenții economici și citeam acum un an un studiu prin care realizat, cred că chiar în regiunea Oltenia, unde se spunea că, nu știu, 80% sau 90%, oricum un procent foarte mare din agenții economici erau nemulțumiți de calitatea tinerilor care veneau să se angajeze. Și atunci, vedeți, se ajunge la un cerc vicios. Practic, până nu reușim să pregătim, pentru că baza materială nu mai este una de actualitate. Parteneriate cu agenții economici sunt greu de stabilit, pentru că asta este legislația în prezent. Acum, deci să nu... Noi trebuie să recunoaștem și faptul că atunci când un elev intră într-un agent economic, este clar că în cadrul acelui agent economic e posibil ca 1, 2, 3 oameni să fie scoși din producție doar ca să aibă grijă de elevi, doar ca să-i îndrume. Și atunci foarte puțin agenți economici își permit acest lucru. Acum fiecare instituție a căutat să-și găsească parteneri economici puternici, parteneri economici serioși. Noi am beneficiat de un astfel de partener economic, liceul nostru tradițional, iar acolo unde am mai avut probleme, am încercat să rezolvăm aceste lucruri prin proiecte în străinătate. Dar, într-adevăr, învățământul dual poate să vină cu ceva nou. Totuși, problema cea mai mare din punctul meu de vedere la învățământul profesional, la învățământul tehnic, nu reprezintă neapărat aceste mici probleme de cooperare între școală, agent economic, ci cred că mai mult să zicem modul în care părinții văd viitorul copiilor lor. Și asta ne putem da seama că dacă analizăm opțiunile pentru elevii de clasa noua, prima opțiune este întotdeauna la un liceu teoretic, la un profil teoretic, apoi următoarea opțiune este la un liceu tehnic. Și asta... Practic, învățământul tehnic a rămas o cenușăreasă în privința opțiunilor copiilor. A rămas copiilor. O cenușăreasă, iar părinții nu văd... Li se pare foarte normal ca copilul să meargă la un liceu teoretic. Acum, pe de altă parte, trebuie spus că un liceu tehnic îți oferă șansa să obții o calificare, îți oferă șansa să mergi mai departe la un... să dai examen de bacalaureat, să-l promovezi examen de bacalaureat. Să nu-l promovezi, că aici e problemă, procentul redus de promovare la bacalaureat pe liceele tehnologice în cazul nostru, că de asta vine acel ROSE în principal, să corecteze aceste lucruri. Pentru că eu vă dau o situație acum și chiar vă cer părerea. Fostul ministru al educației, domnul Câmpeanu, împreună cu actualul ministru al educației, Mircea Dumitru, împreună cu președintele Iohannis, acum vreo câteva săptămâni, au fost la Galați, la o întâlnire cu studenții, cu toate celelalte. Și iată ce spunea, și chiar vă rog să comentați acest lucru. Ne confruntăm, citesc, de la domnul Câmpeanu, citesc, deci e președintele Consiliului Colegiului Rectorilor pe țară în momentul de față, și spune așa. Cităm. Ne confruntăm cu acest trend descendent demografic. Avem anul acesta 88 de absolvenți de liceu cu 88.000 de absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat. Probabil vom mai avea 90.000 în sesiunea de toamnă. Însă oricum vom avea sub 100.000 de absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat. Este primul an după 1990 în care coborâm sub 100.000 și am avut ani cu peste 200.000 de absolvenți. Este o provocare, dar deja universitățile simt acest lucru. Nu reușesc să-și ocupe locurile și problema e angajamentul nostru față de Uniunea Europeană este pus în pericol în privința numărului de
oameni, de persoane cu studii superioare în procentul populației. Da, așa este. Cum vedeți aceste lucruri? Păi, bun, asta... Bine, ar fi, să zicem, un caz, căderea demografică, s-a redus numărul de elevi. Dar proporțional... Da, e suficient? Proporțional, să știți că nu e suficient, nu e singura explicație. Într-adevăr, România este, cred, dacă nu ultima, penultima, la nivelul întregii Europe, dacă mă refer la numărul de persoane care, să știți, urmează o facultate. Noi vorbim la licee, la școli profesionale, că avem abandon școlar. Și, într-adevăr, în România, abandonul școlar este unul foarte mare. Și mă refer aici, probabil că abandonul cel mai mare este undeva la învățământul liceal. Că la învățământul... E vorba de sfârșit de gimnaziu, început de învățământ liceal, unde foarte mulți copii din mediul rural, mai mult din rațiuni materiale decât din alte cauze, renunță să continue. Renunță să continue studiile pentru că nu-și permit să plătească internatul, nu-și permit să plătească naveta, deși o parte din ea se decontează. Acum s-a îndreptat un pic un alt neajuns, este vorba de elevii de clasa 11 și a 12 care în sfârșit o să aibă și manuale gratuite, pentru că asta iarăși era o problemă. Elevii fiind obligați să cumpere aceste manuale, unii dintre ei fiind în imposibilitatea de a-l cumpăra, cumpărau numai 1, 2, 3 materiile de bac, rest nu le cumpărau. Deci, iată o problemă. Din punctul acesta de vedere, iarăși este un pas înainte, dar dacă ne gândim la nu numai la număr de elevi care domnul ministru spune că 100 de mii până într-o 100 de mii de elevi care iau bacalaureatul. Acum trebuie să spunem că din acești 100 de mii nu toți vor merge la universități. Aici că mulți dintre ei se vor pleca în străinătate, mulți dintre ei vor merge la școli post-liceale și așa mai departe. Sau mulți dintre ei pur și simplu se vor îndrepta către un loc de muncă. Și atunci, și la din punctul ăsta de vedere... Bine, și mai rămâne segmentul ăla de 100 de mii, din vreo 200, că sunt în jur de 180 de mii au fost anul acesta în clasa 12-a, care practic nu îi regăsim nici pe... îi regăsim în șomaș, să zicem, sau plecați afară. Da, dar să știți că există, când vorbim de abandon școlar, să știți că există abandon școlar și la nivelul universităților. Și de ună zi vorbeam cu cineva de la Universitatea Politehnică care îmi povestea că sunt elevi la Universitatea Politehnică București. Adică care, studenți. Studenți, da. Care sunt admiși și care după primul an, nici măcar ajung între al doilea, cel mult între al doilea, renunță. Pentru că nu fac față. Nu fac față cerințelor. Iar asta cred eu și din faptul că învățământul nostru nu este oarecum pus la punct, adică sunt foarte multe universități, foarte multe facultăți la care admiterea se face pe bază de dosar, dar dacă eu am terminat, să zic, educație fizică și sport și mă duc la Politehnică, din start voi avea o problemă, pentru că eu, să spun așa, n-am studiat matematică, n-am studiat fizică, n-am studiat chimie. Și atunci, doar pentru că la Politehnică am găsit locuri libere și ca să fiu un student fără taxă, m-am orientat către acea universitate, unde mai devreme sau mai târziu voi fi nevoit să abandonez sau, în cazul cel mai fericit că o finalizez, voi fi un student fără niciun viitor în domeniu pentru da, un specialist cu ghilimele care, chiar dacă știu câte ceva, nu mă atrage meseria respectivă și nu o voi practica niciodată. Bine, da. Dacă ai șansa să o practici, că în general învățământul nostru superior, din nefericire, la procente mari, 50-60% părerea mea, din ce am văzut pe studii, nu practică meseria pentru care s-au pregătit. Deci își găsesc locuri în alte domenii. Asta este o problemă. Din punctul meu de vedere, ar fi mai simplu dacă s-ar copia, știu, un model polonez sau un alt sistem în care elevul să fie obligat la bacalaureat, dacă vrea să se ducă, de exemplu, la Politehnică, să dea neapărat bacul la matematică sau să dea bacul la fizică. Sau dacă vrea să se ducă la medicină, obligatoriu să dea bacul la chimie sau la biologie. Sau dacă vrea să se ducă la istorie, să se ducă mai departe, să dea bacul la istorie, adică să fie oarecum orientat.
astfel încât tu ai făcut poate în loc de 3 ore de matematică faci o oră de matematică sau în loc de 2 ore de fizică tu faci sau 3 ore de fizică tu faci o oră de fizică și eventual numai clasa 9 și a 10-a. Da, și mai vii să târziu. concurezi cu ăla care a făcut 2-3 ore pe săptămână, Da, să spunem. iar în principiu faptul că ai o medie mai mare la bacalaureat s-ar putea să te ajute. Și atunci totuși lucrul ăsta cred eu că nu este corect și nu este corect să știți nici față de la care nu va ocupa postul, dar, locul respectiv liber, dar nu va fi, nu va fi corect nici față de tine, pentru că doar faptul că prinzi un loc liber acolo, un loc bugetat, nu-ți dă mari șanse pe viitor. Păi ce spunea domnul fost ministru, curiozitatea m-a făcut să urmăresc după aceea, la nivel de țară, de exemplu în acest an, noi avem aproximativ 100, aproximativ 90.000, 86 și ceva, aproape 87.000, de locuri bugetate. La toate ce universitățile din țară, atâtea sunt locurile bugetate. Deci dacă o luăm așa, practic învățământul pe taxă nu prea mai există. El există, dar... Există la anumite specializări sau și facultăți, da, universități mai care căutate sunt căutate. Și asta, în timp ce la altele o să rămână locuri bugetate care nu se vor valorifica, pentru că altfel nu iese numărătoarea. Bine, mai vin din generație trecută, dar să spunem așa, cum vin în condițiile în care n-au luat bacalaureatul sau dacă l-au luat, de ce n-au făcut-o până acum? E ciudată situația. Este o problemă, dar... Într-adevăr, și probabil că și universitățile vor trebui pe viitor să-și coreleze cifra de școlarizare, dar ideea este, din punctul meu de vedere, că trebuie să făcut o corelație între liceu și mai departe facultate. Cu siguranță ar trebui făcut acest lucru. Cred că exista o anumită corelație înainte de 1989. Deci se era, dacă vrei să dai la drept sau ceva, te duceai... Da, dar te specializai pe chestia asta și dădeai și bacalaureatul probele respective. Acum foarte rar când probă de la bacalaureat coincide cu ce ar trebui tu teoretic să dai la facultate, că se intre pe bază de dosar în general. Aici ar trebui umblat, ca și se tot vorbea de acele tipuri de bacalaureat diferit pentru tehnologic, pentru cel care ar rezolva cumva situația. Deci am adus în discuție această fază legată de învățământul superior, pentru că iată, pe de o parte avem la învățământul gimnazial deja procentul la evaluare națională scade de la an la an, deveni și mai serios acest examen, asta este clar, avem acel abandon, acel șoc de la 8-a la 9-a, mergem la liceu în care locurile, iată, se completează din ce în ce mai greu, pentru că avem pe o parte o scădere demografică, pe partea cealaltă se intră, la unele licee este, să zicem, aflux, la altele se intră mai puțin. Și cei care reușesc să termine, procentul e undeva la 50% per medie în ultimii ani, așa am avut procente, undeva 50-60% la bacalaureat, da. Din aceștia, doar o parte îi regăsim în învățământul superior. Iar universitățile, practic, dacă o luăm de la cei care pleacă din învățământul primar, gimnazial, la cei care ajung la universitate, procentul e undeva 25-30% și asta îl duce mai mult învățământul urban, pentru că elevii din rural au șanse din ce în ce mai mici de a mai merge, deci nu pot să facă față cheltuielile cu liceul. E foarte greu de crezut că ei vor mai face față cheltuielilor cu universitățile. Acum toți știm că acum, nu știu, 20 de ani, 25 de ani în liceu, în clasa 9, când te duceai la liceu, în clasa ta, din cei, mai duc aminte, 36 sau câți eram, 32 în clasă, jumătate eram din Târgu Jiu, din oraș, restul erau din mediul rural. În prezent, iar mai departe, la facultate, proporția era cam la fel, jumate-jumate. Ei bine, acum lucrurile stau un pic altfel. Cei din mediul rural sunt din ce în ce mai defavorizați. Și, într-adevăr, ce spuneați? Elevii, părinții, negăsindu-și șomajul fiind foarte mare,
în mediul rural, multe persoane trăiesc acolo din agricultura de subsistență, din munca câmpului și atunci... Sau chiar din ajutorul social. Ajutorul social nu poate să-și permită să-și țină copilul nici măcar la liceu, la un liceu în Târgu Jiu sau în alt oraș. Acum există și această problemă care este total nelalocuit. Nu este e un elev care are o notă bună, un elev care ajunge la un liceu performant în Târgu Jiu, un elev care a muncit pentru acea notă, care a intrat la acea specializare pe care a dorit-o el și mai târziu este pus în situația de a abandona pentru că nu își permite să doarmă în Târgu Jiu, trebuie să facă naveta, nu are bani de acea navetă și așa mai departe. Și atunci această prăpastie între urban și rural se adâncește și nu este o chestie justă, nu este o chestie etică. Am înțeles, deci problemele nu sunt, cum să spun, ce pare a fi, în sensul că sunt mult mai complicate și ca să găsim rezolvări trebuie acționat pe multe paliere. Unul din aceste paliere, și revenim de fapt la ce vorbeam referitor la învățământul profesional, la programele care se adresează acestui domeniu în ultimul timp. Avem proiectul ROSE, nu? Da. Avem și acest proiect cu fonduri europene care poate aduce o îmbunătățire la nivelul învățământului tehnologic, să spunem așa. Da, acum, într-adevăr, acest proiect se adresează liceelor tehnologice și în special liceelor cu, să zicem, rată de promovabilitate cât mai scăzută. Adică, cu alte cuvinte, Colegiul Tehnic General George Maior are șanse minime să acceseze acest proiect. Are șanse, dar mai... pentru că în primul an, de câte am înțeles, îl vor accesa liceele care au mari probleme de acest... Adică aveam Stoina cu un singur elev promovat după prima, ca să zicem lucrurilor pe nume, și o zic eu. Deci avem licee cu 2-3 da, absolvenți. Vor intra în prima etapă. Da, aceste așa. Licee vor intra în prima etapă și, și acest proiect își propune să, prin pregătiri, prin suplimentare cu elevii, să îmbunătățească rezultatele acestor, astfel încât să le dea șansa să promoveze acest examen de bacalaureat. Acum, ideea este frumoasă, așteptăm implementarea lui, sperăm să... Oricum, sunt 200 de milioane de euro care vor fi cheltuiți în următorii 7 ani pe acest proiect. Deci, practic, ar trebui să dea roade, să spunem așa. Da, mă gândesc că, practic, elevii vor fi trebui pregătiți pentru examenul de bacalaureat, la materiile de bacalaureat, la aceste materii de bacalaureat, profesorii vor face pregătire. Trebuie spus că, din câte știu eu, profesorii nu vor avea un număr foarte mare de ore. Nu știu, mi se pare că pot să aibă 4 ore suplimentare în plus. Aceste ore vor fi plătite, dar cred eu că faptul că tu, ca instituție, reușești să plătești aceste ore, va responsabiliza foarte mult și profesorul și cadrul didactic, pentru că el știe că de la el se așteaptă rezultate, astfel încât la finalul acelui sesiuni de pregătire rezultatele să fie îmbunătățite. Adică nu poți să spui ca și până acum, știți, copilul a intrat cu medie foarte mică și nu are rezultate, nu este clar că se așteaptă ceva și atunci ceva cuantificabil, măsurabil. Suntem pe final de emisiune, mai avem un singur minut. Da. Avem și două mesaje, unul dintre ele, cineva întreabă, domnule director, noi cei care am intrat în clasa a noua, ce proiecte aveți pentru noi cu fonduri europene? Avem mai multe, tocmai am spus dacă telespectatorul dumneavoastră a fost... Deci probabil un viitor elev sau deja elev, da. A fost un pic atent, va începe o preselecție pentru o trupă de teatru și l-aș ruga să fie atent și să urmărească anunțul la vizierul școlii. În general, pentru clasa nouă, proiectele sunt mai dificil de implementat pentru că sunt minori, nu poți să-i trimiți să facă practică la un agent economic, nu poți să-l trimiți într-un institut, aici este o mică problemă. Și tot un elev sau elevă vă întreabă ce facem
ce facem între 12 și 15 septembrie la școală? Întreabă cineva. Realitatea că cred că e o întrebare general valabilă. Da. Probabil că, așa cum s-a anunțat, vor fi niște zile în care de organizare, de, în special pentru elevii de clasa 9, să-i obișnuim cu liceul până acum. Poate e mai bine așa, totdeauna în clasa 9, prima zi de școală era pe herup înainte, dă-i manualul, repede mâine, uite, vii la programul ăsta, vezi că mâine ai laborator. Da, se stabilizează unde... orar, se stabilizează toate. Cred că da, e pe undeva și... bine așa. Timpul acordat emisiunii noastre s-a terminat. Am încercat să facem, să îmbinăm cumva o emisiune de vacanță cu concluzii pe anul școlar trecut, cu ce ne așteaptă în anul școlar următor. Cu siguranță ne vom mai întâlni în acest segment editorial cu ce se întâmplă la Colegiul Tehnic General Gheorghe Maghieru și ce se întâmplă în învățământul Gorjan. Mulțumim pentru prezență la emisiune. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjană. Mulțumim pentru atenție. La revedere!